Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un italian a încercat să se vaccineze într-un braț fals din silicon. Măcar era ceva, un brand Calumna? Da, păi sta să vedeți. Deci el voia să obțină certificatul verde și s-a dus cu brațul de silicon acolo. Păi și cum l-a scos? V-a durut? Nu am simțit. S-a prezentat la un centru de vaccinare undeva în Piemonte. Avea o proteză de asta de silicon, aparent foarte bine făcută. Asta era gen Klaus Iohannis, adică da. Nu s-a dus oricum acolo. Însă culoarea și senzația la atingere au stârnit bănuielile asistentei responsabile cu administrarea. Deci, dar ce mușchi, când l-a pipăit, haț. Cred că asistenta știa despre ce-i vorba. Adică... Băi, pacientul și-a desfăcut cămașa în momentul în care au început suspiciunile. Doamna i-a zis, ia dezbrăcați-mă un pic. Aoleu, zice, dar numai brațul drept l-ați lucrat? Da. Și ăsta i-a arătat un body de silicon. Aparent există așa ceva body de silicon. E o chestie de o pui pe tine ca un soi de tricou cu mușchi. Da. Înțelegi? Acoperă brațele, gâtul, bustul și simulează mușchii falși. Unde îi găsi așa? Să luăm și noi. Da. Se găsește pe Amazon. Amazon, mă. Sunt pline cluburile în București de băieți ăștia. Da? Câteva sute de euro costă. Este descris ca un truc pentru a deveni un tip musculos, robust, cu brațe mari. Da. Deci, treaba, ia să căutăm noi pe Amazon. Domnul Adi, bust silicon Amazon. Brațe mari, mușchi. Păi un preț. Pătrățele. Mușchi mulți. Mușchi mulți. Să ține burta. Da. Iată ce, și italianul, când s-a și vexat un pic, când a fost prins și i-a spus doamnei, crezi că aș putea avea un corp așa? Nu, dacă s-a prins, evident că n-a crezut. M-am simțit jignită ca profesionistă, a povestit această infirmieră. L-am întrebat dacă crede că sunt acolo ca să mă joc. Asta m-a amărât. L-am întrebat cum a putut să gândească așa ceva. Bine, dar pe de altă parte mă gândesc, un bărbat încearcă să păcălească cu niște silicoane o femeie? Adică, serios. Corect, ești tu dreptate. Unde te duci tu, vis castraveți grădinarului, unde te duci tu cu siliconul? Stai că Adi e printre prețuri acum. Da, să nu găsim noi. N-a găsit, s-au cumpărat, s-au dat toate. Nu se mai găsesc. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.